Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la Bursa de Sănătate. Despre luminițele de sărbători și gândirea pozitivă vom vorbi astăzi. Invitatul meu de astăzi este Silviu Popa, trainer, scriitor, terapeut. Bună ziua și bine ai venit, Silviu! Bună ziua și bine ne-am regăsit! Am ales o temă inedită, dar se potrivește foarte mult cu sezonul. Dar chiar există o legătură între luminițele de Crăciun și poate buna noastră dispoziție, sau e doar nevoia de a avea bucurii? Luminițele de Crăciun sunt un simbol și un simbol foarte vizibil că suntem într-o perioadă fastă, magică, putem să spunem. Și e bine ca să existe astfel de simboluri ca să ne mai trezească un pic din rutina noastră zilnică, cea care ne face să devenim la un moment dat așa prea somnolenți. Este bine că există, este foarte frumos, pentru că aceste simboluri, luminițe de Crăciun, marchează un moment important al anului. E foarte bine să fie așa. Marchează un moment important al anului. Vin sărbătorile de Crăciun, dar vin de la 1 decembrie. Odată cu sărbătoarea națională, Crăciunul e abia pe 25 decembrie. Sigur că avem pe 6 decembrie Moș Nicolae, dar era așa o seară pentru copii când puneai ghetuțele, iar copiii așteptau cu bucurie dimineața. Acum așteptăm cu micul mare și Moș Nicolae. Așteptau și așteaptă, de fiecare dată așteaptă, da, da, da. Adică nu s-a întâmplat ceva forțat între în accentua toată, eu știu, toată luna decembrie să o transformi într-o luna cadourilor? Nu e neapărat nevoie să fie o luna cadourilor, dar e foarte bine să fie o luna a bucuriei, a bune dispoziții, iar cadourile cumva vin de la sine, ca să marcheze această bucurie. Nu e obligatoriu să facem acum cadouri permanent. Sigur, de Sfântul Nicolae, de Crăciun, așa trebuie. Dar mi se pare foarte în regulă să existe o lună a anului în care să ne bucurăm mult mai mult decât în restul anului. Și dacă vrem să facem cadou, sigur, este... Asta vine din generozitatea noastră. Vine cumva stimulată de acest sezon de sfârșit de an. E frumos. De ce nu? Tu ai ales gândirea pozitivă ca și standard al vieții tale de zi cu zi. Da, este după un stil de viață. Este un stil de viață. Dintr-un stil de viață personal, ai transformat-o într-un mod de a împărtăși, de a-l împărtăși acest stil de viață într-o și celorlalți misiune. Oameni. Hai într-o misiune. Așa, într-o vorbă așa mai importantă, într-o misiune. Dar cum s-a produs această trecere de la un stil de viață sau poate până la această misiune, cum îi spui tu, foarte păi, frumos? Are legătura cu ceea ce vorbeam înainte. Adică dacă descoperi că îți este bine, că viața ta curge bine, dacă adopți ca stil de gândire, gândirea pozitivă, apoi pasul următor este dorința de a împărtăși cu ceilalți. Sigur, dacă ești un om obișnuit, nu ești foarte, foarte egoist, da? Și din dorința aceasta de a împărtăși, de a vedea că și ceilalți se pot bucura de ceea ce tu ai descoperit și ai experimentat, din această dorință de a le transmite celorlalți, de a învăța un stil de viață cu care poate nu erau obișnuiți sau pe care poate îl încercaseră din când în când, dar oricum nu devenise o obișnuință. De aici, din această nevoie și dorință de a împărtăși, care este mult mai pregnantă în această perioadă anului, ca să o ținem legată de sezonul acesta. Deci modelele acestea de bucurie, de gândire pozitivă, ne ajută într-un fel și pe noi ceilalți, care avem un stil de viață comun, poate să ne înțelegem mai bine existența, să ne înțelegem pe noi înșine mai bine? Ne ajută pe multe planuri. În primul rând, ne ajută să avem o viață mai bună. Sigur, scopul suprem al vieții fiecărui om sau ceea ce cred eu că Dumnezeu dorește de la noi, ne dorește, este să fim fericiți. În opinia mea, cred că asta ar trebui să facem, să dăm curs dorinței Creatorului nostru de a fi fericiți. În felul acesta facem un soi de lucrare a Domnului, lucrând asupra noastră, dându-ne voie să fim fericiți. Ori gândirea pozitivă este temelia
unei vieți împlinite și fericite. Nu prea poți să ai o viață fericită dacă ai o gândire negativă. Când spun nu prea poți, spun nu poți. Da? Am vrut să fiu așa un pic mai blând. Deci adică nu trăim în valea plângerii. Nu. Pentru că până la urmă ce înseamnă gândire pozitivă? Înseamnă câteva lucruri puține, dar importante. Înseamnă să te aștepți să ți se întâmple lucruri bune, chiar dacă nu întotdeauna se întâmplă așa, dar să ai așteptări pozitive, să crezi că dincolo de ceea ce este acum în viața ta există ceva mai bun și să crezi de asemenea că poți ajunge la cel mai bun pentru tine, că ai resurse interne și dacă e nevoie poți să mobilizezi și resurse exterioare ca să atingi acel stadiu de mai bun. Asta ar fi în esență gândirea pozitivă. Ceea ce spui tu înseamnă de fapt o etapă de șlefuire a creierului, cel puțin, dacă nu mai mult decât spun eu acum, decât intuiesc, care este la îndemâna oricui. Da. Gândirea pozitivă este la îndemâna oricui, ea poate fi învățată, chiar dacă mulți nu o au. De altfel, cel care a analizat în profunzime gândirea pozitivă, un savant, n-am să-i spun neapărat psiholog, deși are legătură psihologie-sociologie, Martin Seligman. Deci Martin Seligman a scris cu 40 ceva de ani în urmă o carte care chiar așa se cheamă Optimismul se învață, prin optimism înțelegând în mare parte gândirea pozitivă. Și el face o radiografie a minții omenești, dar nu din punct de vedere al ascuțimii, ai sau n-ai o minte ascuțită, ci cum îți folosești mintea, pe ce parte o folosești, pe partea întunecată sau pe partea luminoasă. Adică nu-i suficient să fii doar inteligent? Nu. Asta explica? Nu. Trebuie ca această inteligență să folosești într-un mod constructiv și pozitiv. Chestia asta cu nu-i suficient să fii inteligent, o putem observa la persoanele care suferă de tulburări emoționale, spunem de tip anxietate sau de tip depresie. Acolo mintea lor funcționează împotriva lor. În loc să le fie aliat, le este dușman. Pentru că acea minte ascuțită, care despică firul în 100, creează tot felul de scenarii terifice și le fac viața amară. Da? Asta este un exemplu, să spunem, pe negativ. Dar gândește-te, aceeași minte pozitivă, aceeași minte ascuțită, dacă este canalizată într-o direcție pozitivă, poate să facă minuni în viața personală sau în viața altora. Dar aceeași minte ascuțită care despică firul în 100, 200, așa, 300 de fire bucățele, da, invizibile da, pentru noi toți ceilalți, deseori este o minte schizoidă. Sigur, extrem de inteligentă, pentru că este apanajul acestui tip, până la urmă, e o boală, o boală psihică. Da. Putem interveni atât de mult încât să ne șlefuim, eu știu, deficitele, care unele le moștenim, le aducem cu noi. Când spun le moștenim, spun mai degrabă că este o moștenire culturală, educațională. Adică le moștenim pentru că ne sunt transmise prin cei din jurul nostru, prin modelele parentale sau ale bunicilor sau, mă rog, din alte părți. Le preluăm mai degrabă. Sigur, nu poți să spui că dacă cineva are o boală mentală, poți să-l ajuți doar cu gândirea pozitivă. Normal că acolo trebuie un tratament. Dar eu când mă refer că mulți oameni nu au o gândire pozitivă, oamenii ăștia sunt oameni obișnuiți, sunt oameni comuni, care nu suferă de nimic, doar suferă de o viață un pic mai tristă, ca să zic așa. Această gândire le face viața tristă, le face viața amărâtă. Pe care chiar o viață tristă, pe care chiar o somatizează de multe ori. Și înseamnă neajunsuri chiar de la o simplă durere de cap. Ca absolut. Să nu vorbesc de... Să nu intrăm în șirul lung al unor simptome pe care nu ne-am propus să le dezbatem în emisiunea aceasta. Deci este posibil să lucrăm cu mintea noastră, că pare un lucru incredibil de greu. Nu. Foarte ușor pentru... Până la urmă, viciile, da? Iau consumul de alcool, care este un viciu național.
nu știu dacă este universal, dar în România suntem pe primul loc la consumul de alcool din Europa. Din Uniunea Europeană, mai degrabă, că din Europa cred că sunt rușii. Din Uniunea Europeană, atunci. Mai să râs, să știi că nu sunt atât de mari consumatori de vodcă pe cât erau înainte. Dar, hai să zicem... Că și-au mai păstrat încă întâietatea. Da, da, cu siguranță, pentru că orice țară, eu știu, cu probleme economice, are și probleme cu viciile. Da, da. Ei, asta vreau să spun. Majoritatea celor care consumă alcool și au un consum cronic de 10, 20, 30 de ani chiar, știu că nu le face bine. Au deja probleme fizice deosebite din cauza consumului de alcool, dar cu toate astea nu pot să-și șlefească mintea și să renunțe la alcool. Efectiv, așa nu este. Pot. Deci, pentru că aici, aici nu ține de minte. Dependența de alcool ca și dependența de tutun. Când te ascultam, mi se părea absolut la fel se întâmplă și cu fumătorii. Adică ei știu foarte bine că își fac rău, dar continuă. Pentru că este o dependență. Pentru că și alcoolul și nicotina sunt un drog care odată introdus în organism cere mereu și mereu să fie repus la loc. Nu, n-are legătură cu gândirea pozitivă, are legătură mai degrabă cu partea emoțională. Pentru că oamenii recurg la acest drog ca să-și înnăbușe anumite suferințe, mare parte dintre ei, iar alții, sigur, poate își creează o obișnuință pur și simplu așa din curiozitate. Adică dacă prietenii sau cunoștințele lor beau, beau și ei să văd cum este, să vadă cum este. Sau dacă prietenii și cunoștințele lor fumează, la fel. Și după aceea devin dependenți. Dar, în mare parte, dependența este creată de partea emoțională, nu de partea mentală. Sigur, gândirea pozitivă ne ajută, dar nu foarte mult în problemele acestea de adicții. Aici trebuie să lucrezi pe partea emoțională mai mult. Deci tot la emoție ajungem. Da, da. Dar tu ai reușit să faci acest lucru și am spus mereu, dar îmi place să vorbesc despre exemplu tău personal, într-o perioadă când viața n-a fost atât de bună, când dă suferință, ai reușit să treci peste acest lucru și să ai o altă atitudine de viață, din toate punctele de vedere, și socială, și personală, și profesională. Da, acum când privesc în urmă, îți dau perfectă dreptate, pentru că acea tragedie personală pe care am... pe care am trăit-o atunci a fost... A fost moartea cuiva apropiat. Da. Mi-a transformat viața, dar nu a transformat-o în ceva rău, a transformat-o în ceva bun, pentru că m-a forțat să mă schimb întâi și întâi ca să pot să fac față acelei situații foarte dificile și apoi, văzând că poți stăpâni lucruri foarte dificile, spui întrebarea, dar de ce n-aș face o transformare în continuare în viața mea și pe aspectele care nu par atât de dificile. Și aceea a fost calea. Pur și simplu, odată ce mergi pe un drum și vezi că obții rezultate, nu te mai oprești. Cât timp a durat până când ai avut primele rezultate? Pentru că erai un începător până la urmă și un autodidact. Aproximativ 3 ani. Aproximativ, pentru că eram un autodidact, pentru că la vremea respectivă ceea ce acum îi învăț pe alții se găsea foarte puțin. Și n-aveam erau foarte puține materiale. Nici măcar internetul nu avea atât de multe pagini dezvoltate încât să-ți ofere mai multe informații. Exact. Vorbim de mulți ani rețele în urmă. Sociale nu existau atunci, abia se formau, erau abia la început. Deci informația era foarte redusă și atunci e nevoie să străbați un drum de unul singur. Acum, când alții au nevoie de așa ceva, îi poți îndruma și este mult mai ușor. Atunci când cineva îți povestește din propria experiență și te învață, câștigi ani buni. Nu mai ai nevoie de 3 ani, cum am avut eu nevoie. Suficient, eu știu, poate 3 luni sau poate o jumătate de an cel mult. Cum se numește această tehnică tehnica cu care aceasta lucrezi, la care faci referință se numește EFT,
adică emotional freedom tehnic, tehnica eliberării emoționale sau, cum îmi place mie să-i spun și cum este titlul cărții pe care am scris-o cu 6 ani în urmă, ce repede trece timp, acupunctura emoțională fără aci. Acupunctură emoțională fără ace. Adică se folosesc aceleași principii ca în acupunctura tradițională, doar că în loc de ace folosim vârful degetelor pentru a stimula anumite acupuncte. Cu fermitate, dar fără durere. Cu fermitate, dar și fără să ne învinețim. Cu blândețe. Cu fermitate și cu blândețe. E o tehnică uimitoare prin simplitatea ei și prin rezultatele fabuloase pe care le poți obține. Iar, așa cum spuneai și cu modestie recunosc, pe mine m-a transformat și m-a transformat radical în bine. Și pe plan emoțional, dar și pe plan mental, ca să revenim la gândirea pozitivă. Pentru că această tehnică dă rezultate foarte bune pentru a ne elibera de emoții, însă ulterior, după câțiva ani de practică, pe plan mondial, s-a constatat că ne putem elibera și de convingerile greșite, de gândurile negative care circulă prin mintea noastră și care cumva se rigidizează dacă sunt mereu și mereu reluate. Deci o resetare. O resetare. Poate. Da. Nu da, știu. O resetare da. Mentală. Mentală și emoțională. Mentală și emoțională. Uneori cele două merg mână în mână. Adică deseori gândurile noastre creează emoțiile noastre. Și atunci când lucrezi asupra unor emoții, este bine să te gândești oare ce gând mi-a cauzat această emoție. Alteori, emoțiile noastre sunt doar o reacție instinctivă la anumite evenimente pe care le trăim. Dar în mare parte, ca să legăm de gândirea pozitivă sau negativă, emoțiile noastre sunt generate de, sunt o consecință a gândurilor noastre, bune sau rele. Este o tehnică relativ nouă. Este o tehnică relativ nouă, are 20 și ceva de ani, dar s-a răspândit în toată lumea. Sigur, la început mult în spațiul anglofon, pentru că e o tehnică de origine americană, dar a prins în toată lumea, a prins în Europa foarte bine, a prins în Africa, mai ales în zona francofonă, în zona anglofonă, în Africa de Sud, a prins chiar și în Orientul apropiat. Da. Aceasta este interesant, dacă o tehnică până la urmă occidentală, nu? Da. Pur occidentală, ajunge și în zona unde, dar bazată totuși pe principii solide, principii verificate, în 5.000 de ani acupunctura este deja o cale de vindecare atestată și verificată și validată de nenumărate ori. Sau cel puțin de ameliorare. Depinde acum de toate zonele în care noi suntem prizonierii propriilor emoții, dar și a propriului corp. Da, nu da. Știu cum această tehnică, eu știu, să întrepătrunde cu cultura aceasta contemporană, când contează mai mult partea materială. E adevărat. Și când spui partea materială, cu siguranță că te referi la această viziune pe care multă vreme medicina, să spunem așa, într-un cuvânt cu M mare, a avut-o asupra corpului omenesc. Adică a văzut mai degrabă doar partea materială. Carne, oase, sânge, nervi și așa mai departe. Dincolo de ea există însă o realitate pusă de asemenea în evidență în urmă cu 5.000 de ani, această realitate energetică. Corpul nostru nu este doar partea asta materială care se vede, ci este și o parte energetică care e ușor de înțeles acum, pentru că ea este rezultatul activității electrice a miilor de miliarde de celule din corpul nostru. Ele creează un câmp electromagnetic în jurul nostru, care câmp este de asemenea cuplat cu câmpul universal de energie. E normal, acum sigur că producem și căldură și puțină lumină. Am fost într-un muzeu din Stockholm, în care la un moment dat era o planșă care spunea că noi radiem câțiva zeci de vați și partea care radiază cel mai mult din corpul nostru era partea asta legată de creier.
Era o planșă așa în termoviziune, în care erau înroșite zonele care radiază mai mult. Deci noi practic radiem aproape cât un bec. Pentru că foarte interesant. Este normal ca partea cerebrală să fie mai importantă, pentru că și conexiunile electrice de care sunt, vorbeai, sunt extrem de numeroase sunt acolo. Da, concentrate acolo, și acolo, da, avem o adevărată rețea până la urmă, dar și neuronală și a vaselor de sânge. Și, deci este o întreagă rețea de toată circulatorie, care este concentrată atât de fină și atât de necunoscută, încât probabil că și pentru terapeuți are aceeași provocare ca și pentru noi. Da. Oamenii obișnuiți, deci, care avem alte profesii. Revenind la ceea ce spuneai, sigur, trebuie să adoptăm această viziune, adică să completăm viziunea materialistă, să o completăm cu o viziune mult mai spirituală, pentru că, până la urmă, spiritualitatea ține de partea aceasta energetică, de partea invizibilă. Și cum în ultimii zeci de ani în lume există o tendință foarte puternică și în România de aplecare spre spiritualitate, atunci pe fondul acestei tendințe și această tehnică EFT a pătruns bine în România și în Europa. Asta este motivul pentru care a prins atât de bine. Mai ales că este o tehnică ce se adresează celor trei aspecte sau straturi ale ființei noastre. Trup, minte și suflet. O tehnică body-mind-spirit până la urmă. Adică le integrează. Le integrează. Fiind o tehnică actuală, este ușor de înțeles. Ușor de înțeles, ușor de aplicat, ușor de învățat. Și care are rezultate rapide dacă înveți cu cineva priceput? Rezultate rapide și, repet, uneori chiar uimitoare, uimitoare. Nici nu poți să-ți dai seama cât de, cum te poate schimba uneori așa de la o oră la alta în bine. Dar apropo de, eu știu, nevoia spirituală și ceea ce spuneai tu, că oamenii încep să aibă preocupări care țin de natură spirituală. De natură spirituală în ultimii ani, nu e îndeajuns religia ca să limpezească gândurile oamenilor, acum indiferent de religia lor, că avem o multitudine de religii și în România chiar. Chiar dacă există religia, una dominantă. Religia este o parte, este o parte a spiritualității, dar nu este totul. Că tot ne apropiem de Crăciun și sigur, de nașterea Mântuitorului. Religia este o parte importantă a spiritualității și suntem norocoși că facem parte din popor creștin care are atâtea tradiții de Crăciun. Este foarte frumos să le păstrăm, să le conservăm, să le punem în valoare cât se poate de mult. Am umblat prin Europa și am observat că în multe părți tradițiile, bunele tradiții creștine au dispărut, le-au uitat. Valul acesta de civilizație materialistă le-a acoperit. Din fericire, în România ele sunt și e foarte bine să fie în continuare. Dar spiritualitatea nu se rezumă numai la religie. Sunt multe alte lucruri care țin de spiritul nostru, care nu sunt neapărat acoperite de religie. Trebuie să înțelegem că sufletul omenesc este atât de complex și, până la urmă, spiritualitatea este legată de sufletul nostru și, sigur, de legătura noastră cu divinitatea. Dar religia este doar unul din unghiurile în care putem să privim această legătură. Un unghi important, dar nu singur. EFT-ul este o tehnică individuală sau una de grup? Adică cum este cel mai indicat să faci acest lucru? Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare. Este o tehnică individuală pentru că lucrezi ori de unul singur, odată ce ai învățat-o cu cineva bun, care te-a învățat această tehnică, ori o lucrează cineva cu tine, dacă chiar dorești. Te rog să nu-ți pierzi ideea și o reluăm după o pauză de publicitate. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră.
Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, adică la inimă așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă durea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torserul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este Silviu Popa, scriitor, trainer și terapeut. Am vorbit în prima parte, Silviu, despre... Am legat cumva emoțiile noastre de apropierea Crăciunului și mi-a rămas dator cu un răspuns parțial înainte de pauza de publicitate, în care spuneam dacă FTU, care este o tehnică de gestionare a emoțiilor, da, foarte bine spus, da. Așa, se face individual sau este mai eficient să o faci într-un grup de oameni? De regulă, EFT se aplică individual, ori se auto-administrează, ori sub supravegherea cuiva și rezultatele sunt foarte bune. Atunci când lucrezi individual, te poți concentra foarte bine pe problema pe care o ai, pentru că o parte importantă a acestei tehnici este să te racordezi la emoția de care vrei să te eliberezi, să o conștientizezi. Și asta cere un anume efort, care uneori este mai dificil de făcut în public. Da, e mai greu să te concentrezi în public, dar... Pe de altă parte, pe anumite probleme, a lucra în grup dă rezultate mai bune decât pe plan individual. Pentru că în această tehnică EFT există un efect foarte interesant care se cheamă efectul de împrumut. Adică oamenii care lucrează pe problema cuiva, să spunem, cineva are o anumită problemă, are o durere de cap, pe care altul nu o are, dar poate că are o durere de șold sau de, eu știu, de orice altceva, lucrând pentru problema respectivă, observă că îi se ameliorează sau îi se rezolvă propria problemă. Adică împrumută beneficiile de la altcineva. Și atunci când se lucrează în grup, apare acest efect de împrumut de beneficii și rezultatele sunt uneori spectaculoase. Adică oamenii se simt așa mult mai bine după observa asta în seminarele mele, unde lucrăm, trag de ei, da? Un seminar durează 3 ore, dintre care așa, să spunem că am vreo jumătate de oră e partea de teorie, partea introductivă și după aia trag de ei în sensul că lucrăm foarte multe exerciții. Și observ, în loc să fie obosiți, ei sunt din ce în ce mai dinamici și mai vioi, în care loc acest transfer de beneficii asupra tuturor participanților. Adică dăruiesc și primesc. Dăruiesc și primesc. Păi nu cam așa ar trebui să fie și de Crăciun, apropo cam așa, de... Da. Apropo de spiritul Crăciunului, se leagă foarte bine. Se leagă foarte bine. De aceea, pentru mine, această tehnică mi se pare extrem de potrivită a fi folosită acum, în perioada sărbătorilor. Și pentru care această componentă dăruiești și primești, dar și pentru un lucru foarte important. Noi, în această perioadă, noi, cei care țin postul, da? Personal, din păcate, încă nu-l țin, nu m-am obișnuit să-l țin. Dar poate
Poate mă voi învăța și eu să fac asta. Dar sunt oameni care postesc. Sunt oameni care postesc în postul Crăciunului. Și este foarte bine să fac așa, dacă sănătatea le permite, dacă totul este în regulă cu ei. De ce postim? De ce postesc oamenii? Pentru că îi pornesc de la ideea că prin postire corpul se curăță de toxine, mai ales toxinele de origine animală, și atunci ideea este că un corp sănătos induce o minte sănătoasă sau un suflet sănătos. Da, dar același om care sigur își alege alimentele, adică renunță la carne, la proteină carne, animală. Ouă, lapte, la proteină breză, animală. Proteină animală. Mai puțin postul catolic care permite lactatele. Da. E ceva mai blând. Dar este o formă de a renunța la proteină animală. Dar aceiași oameni se și roagă. Oamenii care postesc, că de fapt la baza postului stă credința, stă rugăciunea. Da. Asta e un lucru minunat pentru cei care fac asta, care se și roagă în timp ce postesc. Aproape toți. Aproape toți, pentru da. Pentru că se duc la biserică, se împărtășesc ca în un ritual. În afară de asta mai trebuie să mai facă un lucru. Și anume, în această detoxifiere alimentară, trebuie însoțită de o detoxifiere emoțională. Adică, degeaba, în opinia mea, degeaba postești alimentar dacă păstrezi în această perioadă a anului, păstrezi furie, păstrezi supărare, păstrezi resentiment față de alții sau față de propria persoană. Adică poți să se roage să se poată elibera de aceste emoții. Dar, din punctul meu de vedere, o cale excelentă pentru a se elibera, pentru a se detoxifia emoțional, este calea EFT. Adică acupunctura fără ace. Acupunctura fără ace. Deci este o formă modernă de terapie. Pentru că această tehnică modernă este dedicată eliberării de emoții negative. Și când se poate... E cea mai potrivit a fi folosită. Evident, în această perioadă de post, când vrem să întâmpinăm sărbătoarea nașterii Domnului cu sufletul curat. Pentru un terapeut, cât de importantă este generozitatea ca formă, ca stil de viață? Și nu-mi trebuie acum ca să mi se răspundă neapărat, e cel mai important lucru. Nu, dacă ea contează, în echilibrarea noastră a sănătății noastre, că despre asta vorbim până la urmă, aici, la Bursa de Sănătate. Din nou, o întrebare foarte bună. Practicarea generozității... E greu să fii generos. E greu, dar este practic. Și să dai lucruri... Este greu să fii generos, dar este practic. De ce? Pentru că zona generozității din creier este foarte apropiată, este aproape tangentă de zona recompensei, da, din creier. Adică... N-am știut lucrul acesta, da? Deci asta ține de neurofiziologia creierului. Adică are un aspect foarte pragmatic. Dacă chiar nu ești generos așa din fire, măcar devină generos pentru că asta îți aduce mari beneficii. Îți excită acea zona recompensei care te face să te simți foarte bine. Da? Dar să învățăm puțin, că eu am văzut că oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă generozitate. Generozitate nu înseamnă neapărat a da cuiva care nu are nevoie, asta cred că este primul comandament, să spunem, da. Așa. Da. În al doilea rând, nu dai lucruri de care tu nu mai ai nevoie, corect, doar ca să scapi de ele. Corect. Și ce ar mai fi de spus la generozitate? Adică, ca să înțelegem cum ar mai fi de spus lucru important, să dai din toată inima. Adică dai, fără să aștepți răsplata, fără să aștepți răsplata, dar ceea ce nici spuneam să fii laudat pentru faptul. Fiind conștient că răsplata oricum va veni, pentru că, repet, va veni pentru că zona aia generozității din creier este foarte apropiată de zona recompensei, da? Și atunci vei fi recompensat, te vei simți foarte bine când ești generos. Asta te face să te simți bine, să fii într-o stare de bine pe care rare ori poți să o accesezi altfel decât prin generozitate. Dar când ești generos, fă-o discret, cum spuneai, fără o ostentație, fă-o din toată inima.
Deci este important în echilibrul nostru. Este foarte... Și culmea, spui tu, e important că vom primi fără să cerem. Și pentru sănătatea noastră emoțională și pentru viața noastră este important. Da. Să fim generoși. Bun. Acum trecem la alt atribut. Deci eu am vrut să vorbesc din punct de vedere strict practic. Nu neapărat din punct de vedere spiritual. Deci este bine să fim generoși. Da? Ne facem nouă un mare bine. Dăruind, ne asigurăm că primim. Primim o recompensă. Creierul nostru ne recompensează pentru gestul de generozitate. Încercăm să analizăm puțin atributele care se tot vehiculează în această perioadă a sărbătorilor. Deci avem generozitatea, am vorbit despre ea, empatia. Empatia este apropiată de generozitate. Uneori nu poți fi empatic fără să fii generos, nu? Dar poate că are și alte sinonime, poate compasiune, poate milă, poate iubire, că uneori milă înseamnă și iubire. Empatia înseamnă să te pui în pielea sau în papucii sau în pantofii celorlalți, să simți și să înțelegi ceea ce este în mintea și în sufletul lui. Și asta este... E o poruncă, nu? Să-ți iubești și o calitate aproapele. Necesară, mai ales pentru un terapeut. Adică dacă nu empatizezi cu cel pe care vrei să-l ajuți, dacă nu știi bine ce este în sufletul lui, nu prea ai cum să-l ajuți. Deci empatia este o calitate pe care trebuie să ne-o cultivăm. Pentru că, din păcate, în lumea asta grăbită în care trăim, abia avem timp să privim înăuntru nostru, dar aminte să mai privim și înăuntrul altor ființe ca să le ajutăm. Empatia nu este neapărat însoțită de compasiune și de iubire. Dar dacă este, atunci este cu atât mai bine. Adică sunt lucruri separate, dar dacă merg împreună, e minunat. Bine. Selecția pentru un terapeut, capacitatea de selecție, adică un terapeut poate să refuze da. Uneori da. Oamenii care îi cer ajutorul? Da, primul motiv fiind lipsa de timp. Un terapeut bun este o persoană ocupată și mulți oameni nu înțeleg asta și tot trag de el. Îi refuză nu pentru că nu vrea să-i ajute, pentru că de asta este terapeut, să-i ajute pe ceilalți. Îi refuză uneori pentru că nu are timp și uneori poate că este și copleșit, este foarte obosit și are și dreptul să-și încarce bateriile. Da? Deci poți să refuzi. Poți să refuzi ca terapeut. Iar în particular poți să refuzi acolo unde știi bine că nu-i poți ajuta. De pildă, în ceea ce mă privește, această tehnică nu poate fi folosită în bolile mentale. Schizofrenie, deci tocmai am vorbit de acest paranoia lucru. Și celelalte. Nu, acolo nu merge. Merge perfect în tulburările emoționale de tip anxietate, depresie. Depresie ușoară, când vorbim de tulburare ușoară, bipolară. Sindrom post-traumatic, fobii, merge foarte bine. Atacuri de panică? Când am spus anxietate, am inclus atacurile de panică ca o formă de manifestare. E forma lor, e forma de manifestare forma extremă. Da, extremă, da. Acolo poți să-i ajuți. Deci, al doilea loc unde ești dator să refuzi este să le spui oamenilor, nu pot aici. Aici aș vrea să te ajut, dar nu pot. Tehnica aceasta nu dă rezultate. Caută-ți un tratament adecvat. Deci sinceritatea este o altă calitate. Sigur. Și sigur. Este un atribut obligatoriu. Obligatoriu pentru că omul acela își pune speranțe deșarte dacă nu e sincer cu el și îi consum timpul. Și îți consum și propriul tău timp. Timpul și banii. Și banii. De multe ori. Și banii, bineînțeles. Știind că nu-l poți ajuta. Și atunci e bine să-i spui de la început, uite, asta este, eventual să-i recomanzi ce ar fi bine pentru el, să ia cu ce specialist să ia legătura. Acum, cred că este greu să întreb diferența între un terapeut și un impostor. Asta nu poate, nu prea există. Impostorii au ei diverse apanaje și se descurcă
foarte bine, dar totuși ce face o persoană care ajunge și dă seama, pentru că îți dai seama, nu? După o lună de zile, ce ar trebui să cheme, să anunțe poliția, să, ce ar trebui să facă? Să scrie ca dat de un impostor? Un impostor, îți dai seama că e un impostor prin lipsa de rezultate, asta pe de o parte, iar pe de altă parte e un mesui de aroganță cu care îl poți detecta. Și oamenii care sunt în nevoie reușesc să se prindă destul de repede. Hai să spunem, în 2-3 ședințe își dau seama că nu duce nicăieri și cumva respectiv e un impostor. Asta este cazul cel mai grav. Sau se poate întâmpla să spui că poate pentru respectiva persoană calea de tratament nu... Și acum vorbesc de toate căile, de toate terapiile. Poate nu îi se potrivește, nu vorbesc aici doar de ieftin, vorbesc da, din punctul de vedere al oricărui terapeut, da, la modul la general. General. Adică unele terapii e posibil să nu se potrivească. Da? Și el să nu știe. E posibil, și el să nu știe. E posibil chiar să nu știe acest lucru, să nu fie suficient de pregătit. Da. Nu? Da, și să, da, da. Să eu știu să nu și recunoască limitele. Da, da. Competențele, că se întâmplă și medicină. De asta sunt doctori mari și doctor mici, exact. Nu? Exact. Pentru că... Și aici trebuie să existe doza aceea de umilință creștină. Din nou să revenim aici la perioada sărbătorilor creștine. Da? Trebuie să ai această doză de umilință și de modestie, să recunoști asta mă pricep, asta nu mă pricep, asta pot să fac, asta nu pot să fac. Trebuie să ai această doză. Pentru că un bun terapeut are suficienți pacienți cu care să lucreze. Nu trebuie să amăgească pe cineva care are nevoie de ajutorul lui, dar pe care el nu îl poate da. Onestitatea și sinceritatea. Onestitate și sinceritate și umilință. Și de o parte și de alta. Și de o parte și de alta, da. Până la urmă, ele trebuie să funcționeze. Asta trebuie să funcționeze întotdeauna, mai ales într-o relație terapeutică, dar în general în viață, între o relație între oameni, așa trebuie să funcționeze, pe sinceritate și onestitate. Terapia este doar un caz particular. În caz așa mai... Dar acum să revenim, am înțeles cam ceea ce ar trebui să aibă un terapeut. A fost provocarea mea pentru tine în această emisiune și să ajutăm oamenii să înțeleagă atunci când... Pentru că cam știm ce trebuie să facem când alegem doctorul, dar e bine să știm cum ne alegem și terapeutul. Acum revenim la tema noastră, la sărbătorile de iarnă. Mulți oameni în loc să gândească pozitiv, pentru că probabil nu mai pot, devin furioși, devin nervoși, devin agitați, sunt supra-solicitați, adică, sărbătorile devin o presiune în timp pentru ei, care oricum sunt surmenați din cauza serviciului, din cauza familiei, din cauza problemelor zilnice, a timpului care nu le ajunge. Este un atribut al zilelor noastre. Ei, aici, FTO, cum ar putea gestiona o astfel de persoană care este un profil al adultului activ, tânăr sau relativ tânăr după 30 de ani, din ce în ce mai agitat, mai obosit și mai copleșit de viață? Da. Este un profil al adultului tânăr, al adultului matur și un profil foarte răspândit. Și femeia și bărbat. Avem cam același tipar. Nu există, cum să spun, un panaceu universal pentru asta. Dar una dintre căi este să își schimbe perspectiva asupra lucrurilor. Sau măcar perspectiva asupra acestei perioade despre care discutăm acum. Adică poți să spui, uite, în perioada asta de între Sfântul Nicolae și Sfântul Ion, a? Da, începem cu un sfânt și încheiem cu un sfânt. Când se încheie, când se încheie pur și simplu sărbătorile de iarnă. Îmi propun să văd lucrurile un pic altfel. Refuz să mai fiu atât de agitat, refuz să mai fiu atât de frustrat, refuz să mai fiu atât de supărat pe tot felul de nimicuri ale vieții și îmi propun cu bună știință, deci iată, este o alegere, propun ca măcar în perioada asta să fiu cât mai apropiat de cel care ar trebui să fiu sau de cea care ar trebui să fiu. Eul meu autentic, eul meu natural.
da? Îmi propun să fiu sincer, să fiu generos, să fiu mai blând cu mine și cu ceilalți și așa mai departe. Pot să fac această experiență măcar pentru o lună de zile sau pentru 3 săptămâni. Cred că oricine poate să o facă dacă își pune în minte, dacă conștientizează lucrul ăsta. Pentru că gândirea pozitivă începe cu o decizie, și anume decizia de a fi conștient de propria viață, de a te trezi. Pentru că dacă nu e această decizie, din acest moment sunt atent la ceea ce mi se întâmplă și mă străduiesc să înțeleg ceea ce mi se întâmplă și să transform în bine ceea ce mi se întâmplă, deci dacă nu e această decizie, nimic altceva nu urmează. Continui să fii la fel ca înainte, frunză în vânt. Da? Da? E, poți să iei o decizie similară la o scală temporală mai mică, de o lună de zile sau de câteva săptămâni cât este acum, spunându-ți: știu că în restul timpului sunt așa cum sunt, agitat, stresat, nervos, supărăcios. Dar măcar în această perioadă, că mereu aud mesaje pe toate canalele media, fii mai bun, fii mai blând, ce ar fi dacă aș face asta? Adică ia o decizie și spuneți: în această perioadă mă aștept ca lucrurile să fie mai liniștite, mă aștept să stau mai mult cu familia, mă fac mai mult timp și mă aștept să-mi fie bine. Și atunci această schimbare de percepție duce evident la o schimbare emoțională și duce mai ales la o schimbare de comportament. Când îți schimbi percepția, schimbi și comportamentul tău firesc și intri într-un comportament mult mai bun, un comportament de sărbători. Asta ar trebui făcut. Alegerea cadourilor, alegerea, pentru că suntem în luna cadourilor, poate fi o formă de terapie. Eu știu preocuparea asta, poate n-ai avut-o niciodată, dar să-ți acorzi timp să te duci să cauți cadouri pentru... Da. Nu neapărat terapie. A face cadouri face parte din bucurile vieții. Dar, sigur, oameni care simt-o, au o nevoie teribilă de afecțiune, simt primirea de cadouri ca pe o terapie. Dar oferirea de cadouri ar trebui să fie așa un gest frumos, un gest plăcut, un gest de solidaritate și de apropiere, pentru că până la urmă, în această perioadă măcar, ar trebui să simțim că toți suntem conectați, toți suntem unul. Da? Și că dacă unul se simte bine, și ceilalți se simt bine. Dacă unul suferă, și ceilalți suferă. Faptul că, eu știu, acorzi mai mult timp familiei sau s-ar putea să n-ai timp niciodată pentru familie. Cum să faci acest lucru? Măcar în lucruri? Perioada asta îți faci timp. Tot este vorba de o alegere. Este vorba de o alegere pe care o faci cumva, uneori o faci strângând din dinți, pentru că o faci oarecum contra naturii tale, care este obișnuită să fie agitată, pe fugă. Dar îți spui, măcar în această perioadă magică, fast a anului, îmi găsesc, îmi fac timp pentru familie. Știu, îmi pun cenușă în cap că tot restul anului nu mi-am găsit timp pentru soț sau soție, pentru copii, dar acum, măcar în perioada asta, hotărăsc să-mi fac timp pentru ei. Deci este vorba tot de o decizie, o alegere pe care o faci sau nu o faci. Târgurile de Crăciun, pe care le vedem din București până în New York, trecând prin Viena. Aici avem și luminițe, avem și tradiții, avem și mulți oameni, avem și patinoare. Este o întreagă activitate socială și nu știu dacă neapărat de relaxare. Și o activitate și o întreagă activitate comercială. Probabil că și la asta te gândești. Exact, da. Bineînțeles. Comerțul nu este rău atunci când îi face pe oameni să se simtă bine. Deci, din punctul meu de vedere, este ok să avem târguri de Crăciun în marile orașe sau în mai micile orașe. Este în regulă. Este un loc unde oamenii se adună, socializează, se simt bine, mănâncă turtă dulce sau chiurtoș, da? Bea un par de ciocolată caldă sau de vin fiert. Este în regulă. Marchează momentul, marchează că în această perioadă este diferită de restul anului. Este în regulă să avem târguri de Crăciun, pentru că târgurile de Crăciun sunt un prilej de a ne simți bine, de a ne bucura. Bun, oamenii din singuri, copii, din copii orfani, bătrânii care sunt singuri, nu neapărat în centre rezidențiale, da. Bolnavii,
ei resimt cel mai prost. Dureros. Și cel mai dureros. Și ca să nu mai spun că avem depresii majore în această perioadă anului, poate că și trâmbițarea aceasta Crăciunului, da, da, ostentativă, pentru că să fim serioși, da, lucrurile nu sunt atât de roz și atât de cum ne bucuria cum ni se prezintă. Nu este atât de unanimă, nu? Suntem normali și de Crăciun. Ce facem cu ei? Cum îi gestionăm? Cum am putea să-i ajutăm? Măcar gândindu-ne la ei, dacă nu avem altă posibilitate. Dacă însă sunt rude sau prieteni, comunicând cu ei, mergând la ei, făcându-le un mic cadou. De fapt, pentru ei cadourile contează mai puțin, contează timpul pe care îl petrecem cu ei. Deci oferindu-le timp, cadoul, cel mai important cadou este timpul pe care am putea să-l acordăm. Repet, când avem posibilitatea, dacă ne sunt rude sau dacă ne sunt prieteni, dacă sunt oameni străini pentru noi, măcar să ne gândim la ei și să le trimitem un gând de simpatie sau de iubire. Putem să facem asta, pentru că gândul ăsta pe care îl trimitem este de fapt o undă energetică pe care o trimitem către ei și care îi ajută. Repet, suntem interconectați. Da? Ne simțim unii pe ceilalți. Dacă eu trimit iubire către oameni ce ăștia amărâți care, pe care i-ai menționat, sau trimit iubire către concetățenii noștri care sunt în diaspora, da? Sunt acolo singuri, departe. Sigur că sunt, da, singuri, deși sunt, poate sunt cu familie stabiliți acolo, da, simt dorul de casă. Bine, dar timpul... Trimitem un gând către ei, un gând de iubire, de simpatie. E suficient ca să, eu știu, să repunem așa în funcțiune acest echilibru al nostru, al tuturor? Nu știu dacă este suficient, dar este binevenit. Adică, știi, ar putea să fie așa ca un castel unde trebuie să pui mai multe cărămizi una peste alta, dar începe cu ceea ce este vizibil, cu deci câteva cărămizi pe care le poți spune. Temelia și să ne iubim de sărbători. Iubirea, să ne trimitem iubire, să ne iubim de sărbători. Mulțumesc mult pentru prezența în platou, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai natural și mai înțelepți, alături de toți cei dragi inimii voastre. Alături de mine în platou, astăzi e o mare surpriză, Oreste și părintele Adrian Singurov. Care este realitatea? Ce se întâmplă cu noi? Ce ne face cu adevărat liberi? Ce ne condiționează? Tu vorbeai de fericire și de condiționări. Păi noi putem să găsim o cale către fericire dacă ne îndreptăm către cauza noastră fundamentală, iar pentru noi, indiferent dacă suntem din patrimoniul iudeo-creștin, budist, taoist sau animist, atâta timp cât deasupra noastră, în transcendența noastră, se află un adevăr pe care mintea noastră nu-l poate pătrunde, dar îl poate înțelege inima noastră, mergând pe această cale a inimii, adică ducându-ne către Dumnezeu care locuiește în inima fiecăruia dintre noi, putem găsi, și doar așa putem găsi, calea fericirii. În momentul în care îl exportăm pe Dumnezeu în afara noastră și îl închidem în niște temple, în niște icoane, în niște ritualuri care devin din ce în ce mai exterioare proprii noastre cauze spirituale lăuntrice, atunci ne proiectăm o fericire undeva într-un univers care nu mai este etern, este efemer. Templierii au construit foarte frumos, dar tot piatră. Templul lui Solomon e ridicat, nu, de niște înțelepți în ale construcțiilor, că, hai să zicem, Hiram Abiff, nu, era un mare arhitect. Dar piatra e una și cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, care este viu, este altceva. Și atunci foarte frumos spune Părintele Singurul. Da, în momentul în care cineva încearcă să-l confiște pe Dumnezeu și să-l dogmatizeze, fie într-o religie, fie într-un sistem filozofic, fie într-un templu, indiferent dacă templul ăsta e volatil sau nu, atunci inevitabil intrăm într-o altă zonă și este zona de putere care domină și controlează mulțimile prin religie. Oamenii din toate timpurile au fost împinși de niște lucruri.
de durere, de suferință, de plăcere. De fapt, până la urmă, sunt doar două. Atracția și respingerea. Plăcerea, bucuria, fericirea și frica. Corect. Spaima. Păi, tot avem două pedale. Noi suntem o mașină cu două pedale. Acceleratorul e dorința, da, și frâna e frica. Și atunci tot ceea ce ne împinge pe noi în dinamică este dorința. Și noi suntem toți oameni ai dorințelor. Doresc să fiu mai bun, doresc să mănânc mai bine, doresc să conduc o mașină mai bună, doresc să am confort, doresc să am putere, doresc să am bani, doresc să mă duc la predeal. E, dacă n-am dorit nimica, n-am ieșit în acțiune. Ce mă limitează pe mine să mă duc până la capăt în dorința mea? Teama. E, cine controlează dorința și teama are un sistem de manipulare perfect. Dintotdeauna. Dar nu chiar condiția noastră, cumva, nouă ne este o continuă foame. Există și o foame sufletească, intelectuală, care ne împinge, ne condiționează. Care a fost foamea pentru care au apărut religiile pe lume? Foamea de sens. Oamenii au investit foarte mult în domeniul spiritualității, în căutarea sensului pierdut. Noi toți, nu are Pirandello o piesă extraordinară, 6 personaje în căutarea unui autor. Noi ne căutăm autorul, noi înțelegem omenește că nu suntem propria noastră cauză. Nu noi ne-am născut de la sine putere, cum nici apa nu se încălzește de la sine. Ea are nevoie de ceva exterior nouă, în același timp și interior nouă, care să ne dea sens. Viața fără creatorul nostru, indiferent cum îl numim, Allah, Iahve, Dumnezeu, Manitu, diferitele culturi ale lumii, tot la Dumnezeu se referă când îl plasează această, când plasează această forță creatoare undeva și înăuntru nostru și în afara noastră. Și aici trebuie să pornim chiar subiectul cel mai sensibil, trecem peste introducere, biserica. Biserica la început a existat în catacombe. Chiar dacă nu vorbim numai de Hristos, dintotdeauna. Vorbim, de exemplu, Buddha. Buddha era un filozof. De unde Dumnezeu, acum avem religie budistă, temple budiste, când nu s-ar fi gândit niciodată, vreodată, ever, că tot ce a gândit el, concepțiul cu 12 ucenici, ca și Hristos, a avut și Buddha. Tot, aproape identic, structura de gândire, tot, hainele care seamănă cu veșmintele rabinilor și ulterior le-a preluat biserica creștină, totul este, s-a gândit la un mod de a gândi, de eliberare din legătura acestea ale suferinței. Mai departe, Lao Tzu, un filozof, vorbind de taoism, de unde? Acum avem temple taoiste. Avem temple și culte care s-au format, biserici, pe munca și pe revelația unor oameni sfinți, care n-au avut nicio legătură cu ce s-a construit ulterior. Că și istoria a fost scrisă și nuanțată în cel mai fericit caz de cei care au avut interesul să formeze o linie, un mod de a gândi. Pentru ce? Pentru manipulare. Fiindcă s-a polarizat, dar dintotdeauna a fost polarizată omenirea între sclavi și cei care stăpâni, așa auto-intitulați stăpâni ai omenirii. Dintotdeauna am fost polarizată. Și atunci normal că stăpânii își trag de partea lor mijloace cele mai eficiente în controlul mulțimilor. Ce un lucru foarte logic. Care sunt aceste mijloace cele mai eficiente de-a lungul timpului și care sunt acum? Dintotdeauna a fost religia. Dar, ca să înțelegem care este pericol, dacă eu am temple și templele mele produc bani și că asta înseamnă interese financiare. Nici Lao Tzu nu și-a vreodată imaginat că filozofia lui sau ideile lui vor naște religii, instituții de cult. În numele unor idei religioase care ne conectează pe toți la infinit. Cum să faci război pentru așa ceva? Este o absurditate. Ei nu și-au imaginat lucrurile astea. Și în momentul în care noi lovim în Buddha, Buddha, în urmașii, mă rog, în ghilimele, ucenicii lui, în ceilalți, ei care reprezintă o filozofie, totuși au temple budiste, deci nu mai este deja o filozofie, este un cult, toate acestea, ca și jainismul, tot așa, la fel, au temple. De unde și până unde? Este o filozofie pură, clară, un mod de a trăi, de a simți, de a gândi, n-are legătură cu religia neapărat. De aceea lovim unii în teoriile celorlalți, ca să pară mai veridică teoria noastră și ca să putem să atragem mai mulți adepți la noi, care să, vedeți cum era Nevumeriu, cardinalii de atunci, episcopii, erau prinți, aveau armate private, aveau bănci,
aveau forțe coercitive, pârghii la, până la nivel de rege și de la curțile imperiale, unde ei puteau să schimbe legile, să facă ce vor ei. Aveau proprietăți, sate cu oameni cu toate, ce oamenii, ființele umane erau proprietatea lor. Asta se întâmplă atunci și la ora actuală, același lucru, nicio diferență, numai că se spune altfel, un sclavagism modern. Deci, ca să înțelegem de ce, ce înseamnă religia. Asta a însemnat, iar aceste teorii sunt foarte importante, pentru că ele, la baza lor, reprezintă un fel de constituție, un fel de reguli de ordine internă care are orice ONG și pe care trebuie să fie în plan legal diferite de la altora. Asta este. Cruce de la dreapta, stânga, stânga, dreapta. Ca să putem să smulgem sufletele, că asta este realitatea. Până la urmă, să știți, asta este un fapt concret. Că inițial s-a dorit să fie bine, dar ulterior s-a deviat. Și cum era biserica la început? Era în catacombe. Oamenii se rugau oriunde, în spații deschise. Era un comuniune de suflete. Ce era acolo? Era Hristos. Era simplitate, era veșnicia. Veșnicia era în natură, era în univers, era peste tot. În momentul în care au apărut catedralele, din clipa aceea, ai limitat veșnicia. Ai închis-o și îi bași pe oameni acolo ca într-un staul și pe oi începi să le tai blana. Asta înseamnă, adică bucăți de suflet. În momentul în care stricăm sau deformăm, distorsionăm aceste frecvențe, automat și apa din corpul nostru formează în clustere disarmonice și creează boală. Avem posibilitatea, vedeți dumneavoastră, dintotdeauna omenirea a încercat să găsească soluții, să se adapteze acestor factori de stres externi. Noi acum avem această posibilitate de a folosi tehnologia, cum ar fi imunocubul, care avem, oricine poate să-l achiziționeze. Este vorba de capacitatea de a schimba clusterele apei. În interiorul apei există, în afară de reacții chimice și forma în care se așează molecule de apă, aceste clustere care dau, într-adevăr, efectele cele mai imediate care se simt în corpul omului. Clusterele se refac după, prin această reproducere a resetării naturii, mă refer la fulgere și trăzânte din timpul furtunilor, ce se întâmplă acolo, le regăsim și aici. Frecvențe foarte înalte care sunt perfect calibrate exact așa cum sunt în natură. Vin de la servici, de pe drum, supărat, aerul este, nu numai poate să fie curat, dar informația din aer este imediat influențată de starea noastră interioară. Putem da drumul la acest aparat, curăță aerul și automat, dacă bem și apa restructurată prin acest aparat, și noi pe interior vom fi așezați în fir. Cum zice, să-ți revii, să-ți vii în firea ta, a te așeza în matcă. Sunt expresii populare care arată o înțelepciune extraordinară dincolo de veacuri. Mai interesant este cum se trăiește într-un mediu închis. Stația orbitală are un volum limitat de aer înăuntru. Același aer care a fost transportat cu ea în spațiul cosmic acum 10-20 de ani, de cât timp funcționează în spațiul cosmic, acela este permanent reciclat. Și vă dați seama că într-o astfel de atmosferă, care are o anumită umiditate, umiditatea datorată din expirației, transpirației organismului uman, cu cât sunt mai multe echipaje, cu atât umiditatea în interiorul stației crește, această umiditate trebuie colectată permanent. Aerul pe care îl respirăm, în care mai expirăm și bacterii, microbi, fiecare organism are așa ceva, trebuie purificat permanent. Și pe lângă filtrele care există, există aparate speciale care omoară aceste bacterii, acești viruși care pot să apară în atmosferă, ozonizează atmosfera și o redau purificată pentru respirația astronauților. Imunitatea organismului este scăzută în spațiul cosmic datorită modificărilor care apar în organismul uman. De asemenea, susceptibilitatea la îmbolnăviri, la diverse îmbolnăviri, este crescută. De aceea, în primul rând, atmosfera trebuie ținută foarte pur sub control, foarte mult sub control. Stația Cosmică Internațională acum are numeroase module, module rusești, module americane, module japoneze, module europene. În interiorul unor astfel de module, gândiți-vă că unii astronauți trăiesc până la un an de zile, neîntrerupt. Deci acolo trebuie să trăiască, acolo trebuie să respire, acolo trebuie să consume apă, să consume mâncare, acolo este toaleta, acolo este dușul, acolo se face totul.
Deci, controlul acelui mediu trebuie foarte bine făcut. Pentru aceasta, experiența acumulată, mai ales de ruși, de cursul numeroaselor laboratoare spațiale pe care le-au utilizat, eu, de exemplu, am zburat pe laboratorul spațial Salyut 6. Până la el au fost alte laboratoare spațiale, începând cu Salyut 1. Avem aici pe masă un aparat care, da, dumneavoastră, pe semne că vă este familiar. Da, este familiar, exact, da, exact. Puteți să ne vorbiți un pic despre el. Sigur, spuneam că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, aerul trebuie în permanență purificat, în permanență readus la starea normală de a fi respirat sănătos de către astronauți. Ei bine, pentru a realiza acest lucru s-au dezvoltat o serie întreagă de tehnologii. Tehnologii foarte avansate, s-au alocat fonduri foarte mari pentru cercetare în acest domeniu și s-a găsit metoda, procedeul practic, pentru a realiza un aparat la bordul laboratorului spațial Stației Cosmice Internaționale, se numește PATOC, care înseamnă flux, practic, și care trece prin el permanent aerul și îl scoate pur pentru a fi utilizat. Iar acea tehnologie, încet, încet, a ajuns și pe Pământ. Deci multe din cercetările pentru spațiul cosmic, din aplicațiile pentru spațiul cosmic, și-au găsit debușeul ulterior în utilizări pentru orice cetățean al planetei noastre. La nivel european, chiar Comisia Europeană promovează conceptul de cosmos pentru cetățeanul european. Deci nu numai pentru instituții, nu numai pentru firme deosebite, dar pentru a fi utilizat de fiecare cetățean în parte. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns, puțin transformată, adaptată unor utilizări casnice, în acest aparat imunocub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă. Dacă îi dați drumul, simțiți în câteva minute deja un miros de ozon. Îl folosesc de mult acasă. Dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare care sunt introduse în apă. Un tub din acest aparat intră în vasul cu apă. Acolo se produce un proces cu ozonul care este eliminat de acest aparat și încet, încet anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Bacterii? Protecția față de fungi, bacterii se efectuează cu astfel de echipamente, cu niște echipamente care folosesc același principiu pe care îl folosește imunocubul. Sunt niște descărcări la o tensiune foarte înaltă înăuntru, în aerul respectiv, se produce o ionizare puternică a aerului, iar această ionizare, promovată în mediul conjurător, ajută la anihilarea fungilor, bacteriilor, virusilor, microbilor și așa mai departe. Purifică, practic, atmosfera. Bucur că există un astfel de aparat care să ne îmbunătățească calitatea vieții, care să purifice aer, apă, alimente. Eu pot să vă spun că am la mine în bucătărie un astfel de aparat. Chiar vă invit într-o emisiune viitoare să vă arăt cum funcționează în bucătărie. Și vă spun că de o lună de zile de când îl țin, viața noastră chiar s-a schimbat. Am scăpat de migrene. Avem o calitate a apei pe care o avem mult mai bună. Hrana are un alt gust, iar atunci când nu gătesc cu el, îl folosesc pur și simplu pentru purificarea aerului. Este un aparat minune. Iați cât timp ne petrecem dormind, o treime din viață. Cu alte cuvinte, unde stăm? În patul din dormitorul nostru. V-ați gândit vreodată că patul poate să fie contaminat cu peste 2 milioane de ființe foarte mici, acarieni, un fel de păianjeni microscopici, care generează fecale, iar aceste fecale de acarieni conțin o proteină neurotoxică, o proteină care crește riscul de astm. Mai ales persoanele care deja suferă de astm vor fi chinuite de aceste substanțe din fecalele acarienilor. De asemenea, în aerul din dormitor, umiditatea crește prin fenomenele respirației, transpirației și perspirației.
De asemenea, pielea noastră se descoamează și sigur că oferă hrană acarienilor din nou. Dar pe lângă acarieni, în dormitoarele noastre, există datorită creșterii umidității fungi, acele ciuperci microscopice. Uneori le vedem pe perete, da? Când ele au condițiile de a se dezvolta. Sunt și spori de bacterii, sunt virusuri în dormitorul nostru pentru că respirăm. Uneori nu mai avem viroze, tușim, strănutăm și ne autocontaminăm spațiul în care ar trebui să ne odihnim, pentru că un somn odihnitor înseamnă 7-8 ore continuu de somn. Dar aceste condiții improprii generate de contaminanții din dormitoarele noastre ne fac să ne trezim des, ne fac ca somnul nostru să nu fie unul odihnitor și regenerator. Și iată că din nou avem o soluție spațială prin acest aparat care generează niște compuși, să le spunem așa, care practic distrug, vorbind de la virusuri, bacterii, fungi microscopici, acarienii de care am vorbit și care sunt atât de periculoși, anumite substanțe din praful pe care îl aducem fie pe hainele noastre, fie pe încălțămintea noastră, în casă și chiar în dormitoarele noastre. Iată, dacă vrem să avem o atmosferă curată, o atmosferă, să-i spunem, aproape asemănătoare cu cea dintr-o pădure de brazi, putem folosi această tehnologie pentru a ne purifica aerul, pentru a-i da posibilitatea de a ne hrăni cu oxigenul curat pe care îl conține, fără a mai inhala și toți acei contaminanți despre care am vorbit. Având în vedere faptul că această tehnologie spațială a fost adusă pe Pământ, a fost adusă în acest aparat imunocub de distinsul nostru cosmonaut Dumitru Prunaru, am și eu încrederea și vă recomand să utilizați această tehnologie pentru a ne crea un mediu înconjurător mai sănătos, o sănătate durabilă pentru noi și cei dragi nouă. De-a lungul istoriei, omul a suferit multe transformări. Civilizația a fost, a căzut și s-a renăscut de foarte multe ori, dar de fiecare dată, să știți, omul a întâmpinat greutăți, dar s-a ridicat, s-a întărit. De data aceasta, omul nu mai are factorii și o preliște care le-a avut acum milioane de ani, sute de mii sau mii de ani. Condițiile de astăzi sunt niște provocări pe care omul nu le-a mai întâlnit. Niciodată în istorie aerul n-a fost la fel de toxic ca acum, apa, alimentele n-au fost atât de dăunătoare sănătății, atât de fatale pentru viața omului ca în zilele de astăzi. Trebuie să găsim urgent soluțiile și resursele pentru a ne salva modul de viață și sănătatea noastră. Această tehnologie înglobează în ea toate principiile naturii care ne ajută să fim mai aproape de programul inițial al divin, matricea originală a genomului uman și tot ce înseamnă alimente, apă și aer curat. Acest imunocub nu numai că resetează codurile negative care se le găsim în aer, pentru că aerul este încărcat negativ nu numai de gândurile noastre și de respirația noastră, și în afară de factorii fizici și chimici care sunt în aer, resetează aceste coduri și vibrațional curăță aerul, îl curăță și îl purifică și la modul simplu și îl îmbogățește cu oxigen. Deci este vorba de ce repetam și am mai repet din nou, de cei trei niveluri pe care lucrează aparatul, fizic, energetic și informațional. Este o realitate faptul că anumite substanțe din furajele concentrate, sigur care se folosesc nu numai în fermele mari, dar astăzi se folosesc și în gospodările individuale, duc la o contaminare până la urmă cu anumite substanțe, uneori cu
metale grele, pentru că ființele au capacitatea de a le bioconcentra. Chiar dacă substanțe respective se află în furaje în cantitate foarte mică, animalul are capacitatea de a acumula aceste substanțe nocive și de a depozita în special în țesuturile grase. De asemenea, sigur că aceste produse conțin și substanțe like estrogene. Acest fapt conduce și la ceea ce astăzi este din nou o realitate crudă, aceea a reducerii fertilității atât la bărbați cât și la femei. În schimb, această infertilitate este șocantă pentru bărbați. Până acum, dacă un procent foarte mic din bărbați erau afectați de infertilitate, dar datorită acestor substanțe like estrogene, astăzi avem chiar 25% dintre bărbați care suferă de această infertilitate indusă de substanțele like estrogene. Cu toții știm astăzi că există o recomandare de bază în nutriția umană, aceea de a avea o dietă diversificată și echilibrată. O dietă diversificată presupune a consuma alimente din toate categoriile, dar legumele sunt favorizate pentru că ele ne aduc foarte mulți nutrienți de mare calitate, printre care antioxidanți, enzime dacă le consumăm în stare proaspătă, crudă, de asemenea ne aduc vitamine, ne aduc minerale, fibre alimentare foarte importante în condițiile în care astăzi omul consumă maxim 5-6 grame de fibre, când în realitate ar trebui să consume undeva la 35-40 de grame de fibre. Sigur că știm cu toții că plantele, da, legumele, fructele sunt tratate, sunt tratate cu pesticide, ca să nu fie, sigur, atacate de boli și de dăunători. Dar aceste pesticide, din păcate, se integrează în legumele sau fructele tratate. Știm de asemenea că legumele și fructele pot conține azotați, reziduri de îngrășăminte chimice, cu alte cuvinte. Se folosesc uneori și substanțe care grăbesc și uniformizează coacerea, un fel de hormon, se le spune de fitohormoni. Și iată că am ajuns în situația în care și plantele din categoria legumelor, fructelor comestibile ar trebui să poată fi decontaminate de aceste reziduri periculoase. Există această tehnologie astăzi, tehnologie spațială, tehnologie mai întâi experimentată pe stația orbitală internațională, pe stația cosmică, acolo unde totul se reciclează. Și urina, și apa, și aerul, și iată că această tehnologie a fost transferată astăzi și, să spunem, în domeniul civil. Și este, într-adevăr, încă o posibilitate de a reduce noxele din alimentele noastre, din fructe, din legume. De asemenea, această tehnologie ne mai ajută într-un lucru. De fiecare dată când noi simțim că suntem, ne îndepărtăm de natura noastră umană, de Dumnezeu, căutăm de fiecare dată să ne îmbunătățim viața. Și preotul întotdeauna, vedeți, știți, dă canon pentru așa ceva, post, mult post, rugăciunea fără post n-are putere, iar postul implică de fiecare dată o purificare și spirituală adevărat, dar fizică în primul rând, pentru că de aici este baza. Corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă îl neglijăm, nu o să putem avea niciodată rădăcini puternice și forța de a ne impulsiona, de a ne ridica spiritual. Deci dacă ne gândim că tot ceea ce noi mâncăm, bem, aerul care ne inspirăm este foarte departe de ceea ce ar trebui să fie, ne dăm seama că postul este foarte greu de ținut în condiții normale. Dar când ținem post, ce mâncăm? Legume, în special.
legumele care credem că sunt, chiar dacă le luăm cu certificat bio, sunt foarte curate sau apropiate de natura lor, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Să știți că nu e chiar așa. Nu mai poate să existe la ora actuală nicăieri pe pământ legume sau alimente bio. Este imposibil. Pentru că totul este infestat pe toate domeniile, la toate nivelurile. Vorbim de pământ. Pământul, solul este infestat, pentru că aerul și ploaia este acidă. Indiferent unde ar fi pământul, chiar dacă este o seră, pământul de desubt intră în legătură cu toxine din care sunt aruncate, sunt împrăștiate prin ploile aceste acide. Apoi, apa care noi o bem nu este departe de apa care poți să o iei dintr-un izvor de munte. Toate acestea, să știți, că ne afectează. O să vedeți că de fiecare dată în timpul posturilor, oamenii se îmbolnăvesc mai des, ceea ce ar fi trebuit să fie invers. Le scade sistemul imunitar. Apa nu e de calitate, alimentele nu sunt de calitate. O să vedeți când folosim această tehnologie, în momentul în care speli legumele, o să vedeți că iese o spumă la fel, aproape la fel ca și cum o folosești când scoți toxine din carne. Legumele sunt la rândul lor afectate de toxinele și otrăvurile care sunt împrăștiate în aer pentru, nu numai pentru a le conserva, pentru a avea o producție cât mai mare. Nu numai legumele sunt problema. Vorbim și de apă. Apa pe care o bem. Apa pe care o bem, să știți că nu mai este vie. Apa, ca să bei o apă vie, trebuie să aibă mai mulți factori în ea. Nu vorbim numai de oxigenul din ea, că ozonificăm. Nu este vorba de ozonificare. Această imitație a fulgerelor din natură nu aduce numai ozonificarea apei, ci aduce în primul rând o energie și o rotație a moleculei de apă dextrogiră, adică care absorbe lumina, deci devine vie, are un spin, o rotație. Apoi vorbim de clusterele din molecule din apă, care se refac și revin la modele geometrice care fac parte din modele materiei vii. Deci devine apa vie. Toate acestea se poate face prin acest imunocub. Apoi putem vorbi și de informația care resetează la nivel de genom. Informația aceea, vedeți, care la fel cum e fulgerul în natură, care este lăsat cum era înainte Zeus, zeul fulgerului, care trimitea aceste fulgere pe pământ, a rămas în mentalul colectiv. Acest fulger, știți că nu este vorba numai de un fenomen natural. Putem vorbi de voința lui Dumnezeu prin care se curăță natura. Fulgerul este ca un fel de exorcizare care face preotul atunci când îndepărtează răul din mintea și sufletul sau din corpul unui om. E o exorcizare a naturii. Momentul când se face exorcizare, ce se întâmplă? Un reset al ființei umane. Și cum faci un reset? Aducând la matricea originală de creație. Și acest arhetip care le avem noi toți, să știți că se poate realiza doar prin aceste descărcări de frecvențe foarte înalte și foarte precise, pentru că Dumnezeu n-a lăsat la întâmplare natura, doar emitând cu maximă precizie factorii naturali, poți să aduci acest reset și în viața cotidiană în casele noastre. Acest dispozitiv poate să aducă puterea lui Dumnezeu în casa noastră, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să evoluăm spiritual, să ne apropiem de acea formă a postului desăvârșit. Pentru că am vorbit de luna în descreștere, luna în scădere, cum spuneam, eliminăm o grămadă de lichide din organism. Care lichide? Cele care sunt încărcate cu toxină. Deci, practic, se face la nivel universal un soi de detoxifiere. Dar în viața de zi cu zi, pentru că nu poți, trebuie să te hidratezi, trebuie să te alimentezi, eu folosesc imunocubul, odată pentru a-mi energiza apa și în al doilea rând pentru a-mi purifica alimentele pe care le consum. Eu fiind și diabetic, am nevoie de o anumită dietă și de anumite legume și fructe, iar acest aparat minune pe mine mă ajută să merg mai departe. Efectiv, mă simt foarte bine. Același lucru trebuie să-l faceți și dumneavoastră, pentru că nu bem orice fel de apă, întotdeauna
folosiți imunocubul cu acest dispozitiv care se introduce în cana cu apă și aparatul își face traseul lui, își face ciclul lui cum ar veni, iar dumneavoastră după aceea să consumați apa, pentru că apa este foarte bună. În primul rând că te energizează, este primul lucru pe care îl face, restructurează chiar la nivel de moleculă și de atom tot ceea ce este în interiorul organismului. Și eu zic că asta este extraordinar. Deci, cum astrologia și cu imunocubul practic își pot da mâna din punctul ăsta de vedere. Dar mai mult de atât, în afară de acest experiment cu purificarea cărnii, cu purificarea aerului în momentul purificării cărnii, pe care a observat chiar o reste stând aproape de acest bol cu pește, pentru că aerul s-a purificat, v-am pregătit încă o surpriză, purificarea a apei. Această apă despre care noi tot vorbim, apa, de data aceasta avem apa din robinet, apa de băut. Și cum purifică acest sistem molecular, cum poate să purifice, ce putere are să purifice apa din robinet, care evident are miros de clor, deci această apă miroase a clor. Mai mult de atât, noi, ca de obicei, forțăm situația și adăugăm în această apă nu altceva decât cerneala. Cerneala albastră. Cu ajutorul furculiței murdărim această apă, deci colorăm apă cu cerneala, 3, 4, 5, 6, 7 picături mari de cerneală și apa noastră din transparentă s-a făcut albastră închis, culoarea albastru închis. Cu ajutorul dispersorului, deoarece imunocub funcționează, purifică apa și alimente cu ajutorul acestui tub, care noi introducem în lichid, ca și în cazul peștelui, atât și în cazul apei, introducem acest dispersor în vas cu apa și setăm timpul la 10 minute. Dăm drumul la aparat și iată o reste apă albastră, cum poți să observi și tu, complet albastră, cred că nimeni nu vrea să bea asemenea apă, e complet toxică, în afară de clor, metale grele ce poate să aibă ea, conține și 7 picături mari de cerneală albastră. Și vom vedea în cât timp această apă se va limpezi cu ajutorul acestui sistem. Acest sistem purifică aerul, apa și alimente. Oamenii întreabă frecvent, dar cum pricepem noi purificarea aerului? Aerul devine exact ca și în stațiune de munte. Da, pentru că asta e senzația, că exact, e, dintr-o dată aerul, se schimbă calitatea aerului din ăsta de oraș, că noi suntem aici în centrul Bucureștiului. Da. Miroase ca pe vârfurile Negoiu și Moldovean. De ce? Deoarece tocmai în vârful muntelui, pe lângă cascada, acest aer este alcalin. Și noi percepem ca aer ușor de inspirat, aer plăcut. Chiar după furtună apare un miros ușor plăcut. Aer ozonat. Deci exact acest procedeu realizează acest imunocub în casa dumneavoastră. Un singur aparat care purifică aerul, apa și alimente. Iată a trecut, niciun minut n-a trecut, așa arată apa la un minut. Deci se vede clar că apa a început să se limpezească. Urmărim experimentul. Pe când în fața ta tu ai întrebat ce e cu spuma aceasta. Eu să rog pe Dan cu ajutorul furculiței să adune această spumă, care deloc nu e acea spumă care iese la fierbere. Această spumă are cu totul altă textură, după cum observi, seamănă cu un albuș de ou bătut. Un albuș de ou sau chiar pungă de plastic dizolvată în benzină. Ea iese densă, spuma densă, care când se adună pe furculița, e ceva între plastic și cauciuc. Oreste, când ai fiert tu ceva, da, nu rămâne niciodată. Nu, spunem, când ai luat și tu spuma pe furculiță? Niciodată. Că de aia se numește, la cum se numește de ea spuma, sita aia. Te rog frumos, testează și spune. Da, ce... n-aș vrea să pun mâna pe ea, că nu? E destul de scârboasă treaba asta. Da? Da, e gumă de mesecat. Da? Pare. Nu, da. Te rog frumos. Da, are aspect, ca să vezi că are aspect solid. E spumă solidă care se trage, care e cauciucată. Deci ai pus mâna pe o meduză în clipa asta. Da, nu e o senzație foarte plăcută. Deci este ceea ce oamenii mănâncă. Și atenție, nu e vorba doar de pește. Noi am făcut carne de pui, legume și așa mai departe. Peste tot,
tot ce înseamnă absolut vaccinuri, hormoni, pesticide, erbicide, fungicide, plasticele din oceane, da? Da. Metalele grele și așa mai departe. Umanitate, murim mult mai repede decât e cazul. Din păcate. Pentru că nemai valorizând principiile fundamentale lăsate de Dumnezeu, ca să avem o viață când ne trebuie să înțelegem cine e El prima dată. Că boala noastră este că ne-am pierdut sensul, adică oamenii devin și depresivi și bolnavi și neînțeleși pentru că nu mai au sens. Sensul îl cuprinzi în timp. E foarte important să nu ne sinucidem pasiv, pentru că și o otrăvire programată a organismului și un dezinteres total față de calitatea aerului pe care îl respirăm și o nehidratare corespunzătoare și o stare mentală, sufletească, naturală, firească, asta de fapt ce fac? Accelerează, acidifiază cumva și noi, dacă am fost programați să trăim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, ca să avem timp să înțelegem toate mecanismele Universului. Să trăim fericiți și să le înțelegem prin propriul nostru filtru, că noi cădem în capcana că dacă citim 10 cărți avem senzația că am și înțeles lucrurile. Nu. Exact. Lucrurile trebuie să ne devină și personale și atunci avem nevoie să trăim cât suntem programați să trăim și poate să ne întrebe cineva, dar cât suntem programați să trăim? Păi hai să mergem într-un trip unde oamenii n-au avut contact cu civilizația, cu tehnologiile astea moderne, cu revoluția industrială și cu că nebunia noastră începe de pe secolul 17 cu revoluția industrială. Pădurea virgină, unde mâna omului n-a pus piciorul. Da, ai mai găsit niște triburi din Amazon. În primul rând și primul ceea ce putem constata și este absolut surprinzător, că dacă dăm ridurile de pe fața unui individ, să spunem, de la gât în jos, nu poți să faci diferența între unul care are 15 ani și unul care are 60 de ani. Realmente. Și noi, dacă am începe să trăim firesc, ne-am dat seama că noi, vârsta noastră, n-are legătură cu percepția noastră asupra timpului. Pentru că dacă un corp de 70 de ani poate să arate ca unuia de 20 de ani, înseamnă că noi, de fapt, ar trebui să murim sănătoși, nu bolnavi. Știu că, exact, știu că sună paradoxal. Și doamne, dacă murim, păi murim oricum. Păi da, asta e clar că murim oricum. Cum important îți duci viața cât trăiești? Că dacă ne scurtăm timpul de experiență, noi de fapt ne sinucidem pasiv. Și noi știm că sinuciderea e un păcat, adică e o ratare a țintei. Păcat în limba greacă înseamnă ratare a țintei. Adică am ratat ținta, nu avem timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem între noi, să înțelegem mecanismele, exact, universale. Și atunci e foarte important să nu te sinucizi programat, dar nici să nu te sinucizi pasiv în care nu ești interesat deloc de starea ta de bine. Dacă ne uităm la carafa. Da, au trecut 5 minute, oprim experimentul. Carafa a fost otrăvită, Oreste. Deci din carafa aia n-ar fi cum arată această apă care a fost colorată cu această cerneală albastră. Apa a devenit complet transparentă, exact cum a fost inițial, decât că această apă... Noi chiar am gustat apa respectivă. Deci am rămas Fără clor, fără cerneală, nu mai există. Adică nu e de ce ca exact gustul apei de ploaie. Apa de ploaie are un gust ușor dulceag. Perfectă, se simt, are o textură anume. Deci o apă vie, o apă pură. Deci după ce bagi chimicale, tu obții chiar și așa, direct. Da, această apă dulceagă înseamnă apă alcalină, pentru că apa alcalină are gust dulceag. Da, eu cred că toți cei care ne privesc acum sunt la vârsta la care măcar odată au gustat o apă de izvor curată de munte. Aia e apa. Nici o apă plată, nici o apă minerală, nici o apă îmbuteliată nu a reușit să reproducă cumva, exact, gustul ăla de apă care e cu adevărat vie, apa aia cu gust de piatră peste care curge. De ce? Tocmai din cauza aceasta. Dan a vorbit bine că purificarea trebuie să fie efectuată pe trei nivele. Fizic, adică să fie îndepărtate impuritățile, trebuie să fie purificată sau și încărcată energetic, să aibă ea suport energetic, dar să fie purificată și informațional. Și această apă, acest aparat imunocup, el realizează purificarea pe toate trei nivele. Deci el elimină chimicale din apă, el încarcă această apă cu energie. Cum? Pentru că se realizează schimbarea la nivel molecular a apei și când noi consumăm această apă, în prima jumătate de oră după ce am încărcat cu acest aparat, se produce în corpul nostru, în interiorul nostru, ruperea moleculară, adică din O3, din molecula O3, se formează molecula O2 și O. Dar la rupere se produce o explozie de energie. Cu se eliberează de energie. 142 de kilojoule. Văd dacă am înțeles corect principiul de funcționare. Adică prin acest sistem,
practic se bombardează, nu? Exact. Cu o frecvență foarte înaltă, aproape solară. 10.000 de volt și se produce exact fulger. Deci aceea se pare o întrebăciare. El are mini fulger, generator de fulger. Principiul de funcționare este o ridicare a frecvenței exact. Cu care este bombardat molecula apei, care se schimbă. Iar tot ce ține de rezidual, de patologii, de informații nefirești, se oxidează. Dispar. Prin oxidare. Și atenție, nu este invenție umană, este copiat după invenție divină, făcut să fie cât mai perfect, exact cum acționează Dumnezeu la nivelul ionosferic. Și se petrece în interiorul aparatului, se petrece ceea ce vezi tu în momentul furtunii. Furtuna, ploaie puternică, aerul este umid la maxim, și apare fulger, descărcarea electrică, care ce face? Modifică apa la nivel molecular, adică formează molecule de O3. O3 care reprezintă ozon. Ozonul purifică absolut tot ce înseamnă microbiologic și tot ce înseamnă chimic din aerul nostru care noi inspirăm. Și atunci acest miros plăcut... Deci trecem de la oxigen la ozon. Da, da. Dar când noi am consumat această apă, inspirăm acest aer, se produce reacția inversă. Ozonul în corpul nostru se descompune în oxigen și încă într-un O cu eliberarea de energie. Deci noi beneficiem de energie, de viață, exact ca și cum bei dintr-un izvor viu, din ceva viu. Mănânci alimente vii, pentru că acum peștele, culmea, peștele care este aici, el are apă vie în textura lui, în țesuturile lui. Deci nu am scos doar toate otrăvurile pe care pur și simplu le și vedem. Otrăvurile sunt scoase la nivel fizic. Da, da. Uite-te, nu dar și peștele în sine, el acum nu este atât de acid ca și orice carne. El este deja mai spre alcalin. Exact. Acest pește devine mult mai benefic. Deci carne prelucrată cu acest aparat, ea se alcalinizează și carne se alcalinizează. Dacă aș vrea să prepară peștele ăsta, important peștele este să elimin toată spuza asta mizerabilă de aici. Se clătește, peștele se clătește și este bun de consum. Și carne de pui, e ca și cum ar fi fost pescuit dintr-o apă naturală, dintr-o apă neinvadată. Atenție, vorbim de alcalinizare, adică o alimentație alcalină. Este alcalinizat. Deci este ceva absolut extraordinar. Deci îți prepari în casă o mâncare bio, transforme orice în bio. 2. Alcalinizarea. Știm, acidifierea egal boli tumorale. Știm chestia asta, numai cât te dă peste cap. Da? Deci ne alcalinizăm alimentele. Este extraordinar. Și 3. Sunt studii extraordinare pe domeniul infoenergetic care arată că acesta este modul în care la nivelul ionosferei se dă reset. Deci, bunul Dumnezeu, așa cum ne-a lăsat planeta, aveam o anumită influență la nivel informațional, structurală. Da? Noi, prin emoții negative, prin orice activitate pe care noi am făcut de a impurifica apă, aer, alimente, tot ceea ce ai menționat tu, de la gândire negativă, de la stres, de la orice, până la capitolul chimicale devărsate peste tot în aer, în apă, în alimente, noi puteam să murim până acum de nu știu câte ori ca și populație pe toată planeta asta. Ne-a ținut în viață acest principiu care funcționează la nivelul planetei și care dă reset la partea informațională, la partea energetică și la partea fizică, cât se poate. Noi, dacă noi... Oresa, tu ce părere ai despre acest sistem? Cât de important este, de fapt, în utilizarea casnică? Păi, eu pornesc de la un principiu foarte simplu. Dacă noi avem o mașină și vrem să obținem cât mai mult timp, avem mare grijă să o ducem măcar din când în când la o revizie. Ne ducem cu ea până în servis. O mai spălăm din când în când. Nu dăm chiar în toate gropile cu ea. Adică dacă noi ne putem atașa de un obiect exterior nou atât de mult că să începe să avem grijă, dă niște fiare. Mi se pare absolut stupid să nu fim interesați de propria noastră mașinărie. Faptul că când vine vorba de propria noastră sănătate și de propria noastră stare de bine, nu suntem interesați. E un lucru pe care nu-l pot înțelege, adică nu are niciun fundament logic. Adică să fiu interesat să cheltuiesc banii pe lucruri care mă omoară, dar să nu fiu deloc interesat să mă păstrez cât mai aproape
de scala aia pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu când a făcut întreaga creație. Adică, și de asta mi se pare că e foarte interesant că avem și noi în sfârșit acces după atâta mare de vreme la tehnologii și ale sărătății. Că noi vorbeam și trimite că am făcut și noi o emisiune de mult și vorbeam de tehnologiile morții. Mă bucură din ce în ce mai mult că reușim să discutăm și despre tehnologiile vieții, ceea ce înseamnă că undeva, pe undeva, se echilibrează lucrurile. Sper. Iată că vorbim de un aliment foarte hrănitor și recomandat, peștele. Numai că astăzi, din păcate, oceanul planetar este poluat. Cu ce credeți? Cu peturi și policarbonate. Aceste substanțe care se găsesc în peturi și policarbonate au un efect demonstrat cancerigen, dacă vreți, și like estrogenic. Este vorba de ftalat sau ftalați, că este o familie întreagă, sau și de bisfenol, bisfenol A. De aceea, vedeți, există și tendința de a elimina toate plasticele din ambalaje sau din ustensile de picnic și așa mai departe. Pentru că ele se transformă în acele nanoparticule microplastice și care pătrund prin lanțul trofic în pește și apoi la masă vom avea peștele contaminat. Și nu numai peștele, și alte produse ale mării pot fi contaminate. Depinde, sigur, și de zonele din care au fost pescuiți peștii sau fructele de mare, să zicem. Sunt zone poluate, zone mai puțin poluate, dar, din păcate, iată că de mult se știe că acel DDT, care de mult a fost interzis, se găsește și astăzi în laptele ursoaice albe de la Polul Nord. Deci nu trebuie să ne mirăm că toți acești poluanți ne-au invadat. Și ne-au invadat apa, ne-au invadat alimentele, ne-au invadat aerul și iată că avem foarte mulți agresori, pe lângă cei biologici, așa cum spuneam, virusuri, bacterii, fungi microscopici, viermi, care sigur că ne afectează sănătatea. Având în vedere faptul că această tehnologie spațială a fost adusă pe Pământ, a fost adusă în acest aparat imunocub de distinsul nostru cosmonaut Dumitru Prunaru, am și eu încrederea și vă recomand să utilizați această tehnologie pentru a ne crea un mediu înconjurător mai sănătos, o sănătate durabilă pentru noi și cei dragi nouă. Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carne de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. Imunocub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală.
Cu ImmunoCub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă doreau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torsorul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torsorul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul într-adevăr care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, torsor, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.